Site-ul B, nu am mai așteptat absolut deloc și văd că deja se joacă Anders, îl elimină pe Hevonache, Kreller și el pe Dila. Trebuie să avem grijă aici, pentru că deja sunt cu trei oameni la... Au fost destul de mult izolați și în pipe acum nu vor rezista prea mult până vor pușa cei de la Pycurity. Țin dublajul pentru eventuala retragere a celor de la Suxen. Seven Kick îl dobară pe Kreller și rămâne doar chiar Seven Kick 1 vs 4. Imposibil, aș putea spune aici, pentru el cu blocul. Va fi prins din două direcții, trebuie să greșească Curity dacă vor lua această rundă, dar și el trage bine, fără doar și poate. Seven Kick, 1 vs 2 de la 1 vs 4, Seven Kick! Aproape de Ace, va fugi către site-ul. Scoate runda, dar mereu menționez aproape. Seven Kick așteaptă Ace-ul în runda de pistoale și Seven Kick, trage acolo Seven Kick spre Chris, încearcă fragul cu numărul 2, fragul cu numărul 3, chiar Seven Kick este pe val, are nevoie de gloanțe extra, totuși Palash va încheia situația foarte bine. Suxen 2-0 pentru la echipa Suxen în momentul de față și cam atât. Incendiara vine aruncată și vor fi eliminați cu siguranță jucătorii de acolo. Vine un smoke, culme, de la cei de la Curity, ei cam salvează pe, salvează pe playerul low rămas. Seven Kick de la cei de la Suxen, dar acum au cumpărat Curity și vor juca, se pare că diferit. Intrăm prea repede în runda aceasta, e din nou agresivitate prea multă de la playerii de la Suxen. Noroc că Seven Kick aici este din nou pe double kill, heul la... Românul face picul, Românul trage după Enders, l-a doborât, a făcut un frag numărul 2, superb acolo Românul. Nu, Seven Kick este urcat pe margine, n-ar trebui să joace atât de expus, pre-expus Seven Kick. Românul și el aproape expus, trebuie să joace în crouch și să lase. Și echipa noastră din România a defilat superb, superb, superb în ultimele 3 runde jucate. Molotovul pentru zona de toxic a venit, este prins pala și în short, eliminat. Trage Vodersen după Românul, Chris l-a scos și el pe Hevonache. Aici 2 vs 4, site-ului Seven Kick este în default. Din acolo jucătorii, din la dolobărut pe Kreller. Vine un player din dreapta, Chris, următorul este Ezio, pe care îl menționez pentru prima oară în acest match, Brotherson. Ia, dar în rest, da, va fi scos aici de către Seven Kick. Sau apucă să fugă. 4-0 Suxen. Îl doboară Seven Kick pe Kreller, Molotovul vine acolo pentru rampă, Molotovul pentru zona de toxic este aruncat de asemenea și iată cum înaintează acum cei de la Suxen, îl vede acolo foarte bine în site pe Aziel Seven Kick, dar apoi Chris face double kill-ul aproape Hevonache, să-l elimine pe Bodersen, care în sfârșit nu mai rămâne ultimul în viață, este Anderson ultimul în viață, Anderson și Brotherson, unul e Brotheraș, altul este... Comentatorul Enders, foarte bine Palash ca OVP-ul, verifică spatele. Curity 5-0. Merg în fântână agresiv, e pe cuțit acolo Hevonache. Trebuie să le audă pașii. Românul este cel care elimină pe Aziel sub efectul flash-ului. Dila pușează, primul jucător observat, Dila pe al doilea. Da, bălchirul pentru Dila și rămânem 3 vs 2. Putem să întoarcem foarte mult. Player în dreapta care este la toxic. Molotovul vine, dar pentru rampă. Dila verifică, îl elimină pe adversar, verifică din săritură și acolo la... Crawler stă la exit fraguri, dar Palash se pare că îl doboară. 6-0 după lui. Românul lansează acolo pe playerul său, pe coipierul său către short. Face picul boostat totuși Anderson. Eliminarea cu numărul 1 vine de data aceasta pentru jucătorii danezi, da. Nordi. Ce arată situația la numărul de fraguri, Anderson îl dobară și pe Românul, observ acolo și pe Hevonache. Double kill pentru Anderson, mai rămân Palash cu Seven Kick în viață. Unul după ce le-a murit Crawler. Flash-ul e lăsat acolo, dar prin fire-ul de la Seven Kick bine. Iarăși un 2 vs 4, fiți atenți. Deci când Seven Kick e în viața cu cineva în duo, trebuie să ia o poziție bună. Două AVP-uri pe retake, se face boost-ul de către ei, flash-ul în față, sunt orbiți toți și Palash-ul scoate pe Brotherson. 2v2, Chris iese din bancă și acum se bagă direct din smoke, dar Seven Kick îl dobare și pe acesta. Palash leg shot pe Anderson și Seven Kick ia ultimul frag. Și să afle pe moment de pe live-ul acesta ce se întâmplă. Nu impresionați pe nimeni cu faptul că dați scorul în avans în chat. Ce mai degrabă o să vă luați în jurături și lui să fie comentat. Nu mai contează cu câte runde în spate este. Dacă singurul drag al vostru despre un meci, legat de un meci, este să știți cât mai repede cât se termină, păi atunci, nu știu, uitați-vă și la fotbal, doar la rezultate sau puneți-vă meciurile în reluare sau ceva de genul acesta. Nu, 9-0 aici pentru cei de la Suxen.
Și țin perfect în momentul în care este reacția vine, dar e expus pentru amândoi. Trebuie să aibă timing bun. Îi seacă, îl doboară pe acela și îl scoate și pe al doilea. Brotherson cu Anderson, amândoi. Frații Brothers. Salut Mihai. Vine acolo picul de la Chris, dar Palaș cu OVP-ul ținea și Cedric Pasuksen. Pe lângă track, track foarte bine, sunt foarte avantajați de lipsa de coordonare de la Cedric Curity. Brotherson trage către Hevenache. 2 vs 2, fac totuși trade-urile astfel încât să fim la egalitate numerică. Heul vine acolo pentru rampă. Aziel s-a dus la 63. E eliminat acesta de către românul. Bomba este recuperată. Smoke-ul pentru short plasat la, pentru playerul de la Curity cu 5-16 fără armură. Cred că moare de la aer sau de la dioxidul de carbon din aer. Ce pot să zic? Românul doboară acum 11. Ăștia nu știu să facă retake. Ăștia de la detras și ăștia trag bine. Atenție, vă spun, trag bine Curity. Deci trag bine. Trag decent, la fel și cei de ieri. Transfer de la românul, dar n-am mai avut când. Kieran, ca să înțelegi, nu știu dacă faci troll, dar sunt foarte slabi ăștia de la Curity. Iarăși 2v4, se mâncă cu Palaș, fiți atenți. Îl dobară, se mâncă pe crawl. Cred că a fost chiar 2 vs 5. 2 vs 2. Vor ieși din smoke și vor fi în total dezavantaj. Iar 7 kick poate să-i dobare pe amândoi. 7 kick trage perfect. 12 la 0 este altul, se pare. Doamne ajută, bine că au avut bolan să ajungă în playoff. Să se bată cu aia direct în playoff ca să ajungă în main și așa mai departe, dar chiar nu prea au ce să tragă băieții ăștia și oricum Suxen. Vedeți că gestionează foarte bine orice situație. Așa, român. Dobară românul, 2 vs 4, atenție, dar au pistoale Curity, un pic în minus și dacă face pic cu Brotherson acum, da, au și low HP, o să-i scoată runda asta. Palaș 1 vs 3, poate, poate, Palaș, Palaș, s-a uitat la el! Ce? Brotherson throw, ce e asta? Mamă, deci dacă nu s-a uitat la Palaș, bă, de ce ar fi făcut picul? Bă, nu se poate așa ceva! Deci, ziceți-mi... Rip 16-0, corect, corect, corect. Doboară Brotherson pe Palaș, primul frag bine aici pentru jucătorul. Cele transmise aici plus și celelalte ale echipelor din România. Pușează aici Hevenache, îl doboară pe Chris, au aici fraguri în față, foarte legere Suxen. Iată cum curge acolo găleată eliminările pe killfeed pentru ei. Anderson este ultimul, smoke-ul în înaintare acolo pentru B-main. 7-kick dă și smoke-ul one way, va sta în el 7-kick, să vedem cum se poate așeza. Îi vede acolo capul lui Anderson, îl doboară 13 la 1 pentru cei de la... N-are nicio treabă țara, mereu într-o țară vor fi jucători buni individual și echipe bune și echipe mai puțin bune. Echipe care joacă la nivel de școală și e din echipe care 13 la 1 și playerii noștri, da, foarte frumos românul. Frag pe Aziel, flash-ul pe deasupra, crawler este prezent și poate să prindă chiar double kill-ul. Românul nu s-a putut opune și este al doilea headshot prins acolo de către crawler. Mă gândeam că a făcut chiar al treilea frag. Îl elimină, Anderson, foarte bun, double kill, uite, deci v-am spus, băieții ăștia de la Curity, deci dacă ar avea un coach, ar avea cineva pentru... Special venind de la coipierul lor, Dill aruncă încă unul și sunt orbiți, 3 player, pică bomba, Kreller este eliminat, nu stă bine deloc acolo în short, 7-kick, asta urma să spun, Brotherson cu Chris fac două refraguri, dar ei sunt 2 și adversarii lor sunt 3, nu pentru prea mult timp, trebuie să joace împreună, Palaș face picul și era un pic greșit acolo pentru că dacă îl dobora pe Palaș... Exact asta îmi zic și eu, Cargea. Deci Curity la cât de bine trag, dacă ar avea un coach și cineva să se ocupe de ei, credeți-mă că ar fi echipă foarte lejeră într-o echipă într-un an, doi ani, gen dacă ar rămâne împreună și să joace, ar fi echipă de probabil main. Anderson îl dobare pe Hevenache, suntem 4, 3 vs 4, armele în favoarea noastră. Palaș are oameni în față, Palaș se joacă foarte bine. A stânga dreapta, pare să prindă linia, Palaș l-a secat pe adversarul său. Românul vine din spate, double kill pentru românul. Va încheia cu triple kill-ul, dar Chris îl elimină din păcate. Dill îl va agăța pe Chris și aici se termină runda, dacă nu cumva se întoarce adversarul. E cu spatele și e victorie pentru echipa din România. Suxen, GG, well played.